Ministerul Afacerilor Externe informează pe cetățenii români asupra situației de securitate precară și asupra sporirii alarmante a riscului unor acțiuni teroriste în zone din Orientul Mijlociu, din Africa de Nord, Asia Centrală și Sud-Est, precum și asupra potențialului ridicat de extindere la nivel internațional a manifestărilor violente asociate. Potrivit unui comunicat de presă remis de Ministerul Afacerilor Externe, avertizarea opiniei publice în legătură cu riscurile de securitate, în special din arealele cu problematică teroristă activă și posibilitatea extinderilor la nivel global prin existența unor pericole iminente de atacuri teroriste și răpiri de persoane în scop terorist, constituie o prioritate pentru Ministerul Afacerilor Externe. MAE recomandă ferm cetățenilor români să manifeste maximă prudență și vigilență cu ocazia deplasării în zonele aglomerate, centrele turistice și comerciale, terminalele aeroportoare, feroviare și maritime, piețele sau clădirile unor instituții publice reprezentative, în special în zonele cu problematică teroristă activă, se arată în comunicatul citat. Cetățenii români care se deplasează în străinătate sunt sfătuiți să se informeze în avans asupra condițiilor de călătorie din statele ce urmează a fi vizitate. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe reamintește existența sistemului de alerte prin prin care cetățenii români cu ocazia deplasării în zone cu potențial risc sunt informați asupra coordonatelor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în vederea contactării în cazuri de urgență. În acest sens este menționată și aplicația pentru telefoane mobile călătorește în siguranță cu ajutorul căreia orice persoană își poate anunța prezența în zonă având și posibilitatea de a alerta reprezentanțele diplomatice și consulare române în vederea acordării asistenței consulare în caz de necesitate